În binecunoscutul costum roșu sau în veșminte tradiționale din țara lor, peste 150 de moși Crăciuni s-au adunat în aceste zile în capitala daneză pentru congresul lor anual. Little Mermaid on yet. Șașiburi des. Dar ca la orice congres, după ședințe, au urmat și momentele de relaxare și distracție, care, în cazul Moș Crăciunilor, au fost chiar mai ample, deoarece însășmenirea lor este să aducă bucurie pe lume. Deoarece Copenhaga este un oraș al apelor, moșii cu sau fără barbă n-au scăpat ocazia unei băini mare. Ei au făcut apoi o plimbare, mai întâi cu barca, iar apoi pe jos. Defilarea i-a încântat mai ales pe copiii întâlniți în cale, deoarece, chiar dacă mai e mult până la Crăciun, orice moș care se respectă are mereu la îndemână daruri pentru cei mici. Iar pentru a dovedi că sunt mereu în pas cu vremea, Moș Crăciunii și-au continuat plimbarea pe două roți. Iar în încheiere, gazdele au pregătit o surpriză, ninsoare în plină vară. Chiar dacă zăpada era artificială, Moș Crăciunii au fost încântați și au promis pentru la iarnă daruri bogate, nu doar în Danemarca, ci în lumea întreagă.